Da. Și sper că v-a plăcut acest antrenament. Vă voi filma și ce voi mânca după acest antrenament. Și am aici în jur de 310 grame de orez basmatic, care nu este chiar așa nașpa cum e la normal, pentru că e foarte lipicios și când îl reîncălzești e foarte... na. În fine, piept de pui cu mirodenii, făcut vreo 110 grame și asta e after, before workout, after workout, cum vreți voi să-i spuneți. Post-workout, masa post-workout. Revin după ce termin. Acum că am terminat și eu de mâncat. Evident, data viitoare vă aștept cu un vlog de antrenament de picioare. Apoi, în timpul săptămânii, voi filma un antrenament de biceps, triceps, iar apoi spate. Sau vedem cum facem. Cred că o să vină picioare, spate și apoi biceps, triceps. Ne vedem data viitoare. Salut!